Mototoli! Au, stai așa. Stai! Stai să-mi întind rulu. Luca dis. Tu, 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 tu. Nu mai începem încă tot. Ce? A, mami, uite, pui. Hai te pui. Pui, 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 pui. Buz, ia uite cine e acolo. Uite un mototol. Uite un mototol mic. Uite. Hai, îmi dor și mie un pic. Ai, răzvățatule, doar și tu un pic. Asta e antisocial rău de tot. Hello, dragile mele, și bine m-am găsit la un nou clip. Da, după cum vedeți, sunt foarte festivă astăzi. Și dacă mă urmăriți pe Snapchat, știți despre Elfubet. Ok. Astăzi am venit să vă arăt favoritele mele din luna decembrie. Pe bune? Pe bune? Nu e deja decembrie. E de-abia... Ce? Noiembrie. Favoritele lunii în noiembrie. Așa. Mă gândeam la decembrie pentru că în decembrie m-am decis să fac încă o serie de clipuri. Am văzut că v-a plăcut foarte mult Make Up Mayhem. Dacă nu ați văzut Make Up Mayhem, sunteți mai noi așa pe canalul meu. O să vă las în barea cu descrieri link-ul de la serie. Așa, că nu mai vine să zic. Și m-am decis să fac în decembrie o serie din asta pentru că am văzut că v-a plăcut mult și multe dintre voi îmi spuneți că vreți să postez mai mult și na, hai să zicem că decembrie este luna voastră, încerc pe cât posibil. Nu promit ca de obicei pentru că ați văzut în ultimele săptămâni totul să dă peste cap, dar o să încerc pe cât posibil să mă țin de seria asta și să filmez cât mai mult pentru voi. Practic ce o să se întâmple este că odată la două zile, nu în fiecare zi, o să postez un clip din aceeași tematică pe, ca cele pe care le-am făcut până acum. Și ca să-i dau un nume seriei ăstea, am zis că o să zic Beauty Vlogmas. Pentru că de obicei făceam vlogmas pe canalul de vloguri. Nu cred că mai fac anul ăsta, sau nu știu, habar n-am. Dacă vreți, spuneți-mi, o să încerc. Spuneți-mi în bara cu descrieri. Dar am decis să fac ceva de beauty, ceva asemănător cu Make Up Mayhem. Poate am și niște surprize pe aici pentru voi. Mă gândesc că ar fi bine să stați așa, să veniți, să vă abonați la canalul meu și să treceți mai des pe la clipurile mele, că nu se știe niciodată, poate există ceva, giveaway-uri, zic și eu. Da, astăzi fiind în 1 decembrie, la mulți ani tuturor, începem în prima zi cu favoritele lunii noiembrie, nu ale lunii decembrie, că încă nu. Și o să încep cu cele de fashion, ca să scap de ele mai repede. Și primul, și așa zis, obiect de fashion sunt ghetuțele astea de la Salamander, pe care le-ați văzut în clipul cu outfit-uri pentru toamnă. Dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las în barea cu descrieri. Sunt absolut superbe, îmi plac la nebunie, sunt din piele întoarsă, că m-a întrebat cineva dacă sunt din catifea, nu, sunt din piele întoarsă și sunt absolut geniale, eu le ador. Am o problemă gravă cu încălțămintea din piele întoarsă de obicei. Și au detaliul ăsta aici care este foarte frumos și le dau o tentă așa elegantă și frumoasă. Chiar și fără detaliu, ele sunt foarte frumoase cu tocul ăsta și forma pe care au ușoară platformă așa. Îmi plac la nebunie. V-am zis, l-am luat de la Salamander, sunt din colecția de anul ăsta, din toamna asta. Dacă vreți, cred că le mai găsiți. Acum nu știu cu Black Friday ăsta ce s-a întâmplat, dar este foarte posibil să le mai găsiți. O altă piesă, tot de fashion, pe care voi încă n-ați văzut-o pe canalul meu, pentru că nu am purtat-o în niciun clip sau ceva de genul ăsta, este sacoul ăsta, care este un sacou negru, aparent, tipic, normal, de la Ethic. Numai că, uitați-vă la el cum are marginile astea. Deci cum este reverul, că este total diferit de alte sacouri și are partea din față mai lungă și mai ascuțit așa decât celelalte. Și momentul în care îl iau pe mine, partea din față este mai lungă, are detaliile astea aici, e absolut adorabil. Îmi place la nebunie și e un sacou din ăsta foarte interesant care atunci când îl porți la o ținută sport, să spunem la blugi, e ok, e în temă, dar în momentul în care îl iei la o ținută elegantă, îi dă așa un pic, știți voi, ceva, îi dă un
ceva acolo la ea, ținut aia, nu mai face să fie atât de boring, pentru că multă lume nu se îmbracă în haine elegante din cauza că au impresia că sunt boring, plictisitoare și foarte anoste așa, și genul ăsta de piesă le scoate din anonimat, adică sunt, rămân elegante, dar le scoate așa din monotonia aia pe care o pot prinde hainele office, să spunem. Pe partea de beauty, și anume chestii de îngrijire, am așa, pentru ten, am gelul ăsta spumă de la Himalaya, este o spumă cu nim și este un gel de curățare blând pe care îl poți folosi dimineața. Mie îmi place foarte mult, tocmai pentru că este delicat și dacă folosești ceva exfoliant seara, dimineața este bine să eviți produsele foarte dure care ar putea să îți usuce tenul, și ăsta este un gel de curățare super bun. Este destinat persoanelor cu tenul gras, dar să știți că eu, având tenul uscat, n-am văzut nicio schimbare, adică nu m-am simțit că mi-ar uscat tenul. Este perfect ok din punctul meu de vedere și se simte super bine. Și tot legat de față, dacă ați văzut pe Snapchat acum ceva timp, adică prin octombrie, am primit de la o colegă de-a mea care este chinezoică, am primit niște produse coreene și în special niște măști și m-am îndurat în sfârșit să deschid masca asta, mai am una din patru. Este genial. Și apropo de chestia asta, care treaba cu măștile coreene, sunt super bune. Și credeți-mă că se vede diferența între astea coreene, care sunt de la mama lor, cum ar veni, pentru că de fapt coreenii le-au inventat, și cele produse pe aici, prin Europa, pe undeva sau prin state. Se vede diferența. În primul rând că în cazul măștii ăstea, ați văzut cum este serul ăla în care este îmbibată masca. Este o mască din aceeași fitness. Nu este lichid, este gel. Este exact ca un gel, ca o gelatină. Și aplici partea aia de sheet mask și stă perfect pe față. Adică poți să o ții chiar mai mult timp. Asta este o mască hidratantă și pielea mea s-a simțit super bine după ea. Cred că o să o folosesc pe asta în seara asta, pentru că este absolut genială. Și sinceră să fiu, dacă aș avea o ocazia să le mai comand de undeva, aș lua un miliard, pentru că sunt super bune. Cam atât la capitolul skincare. Nu am foarte multe produse luna asta, pentru că nu am avut produse noi, adică nu prea am încercat multe chestii. Legat de păr, ca să nu iau neapărat într-o ordine, vă arăt iarăși produsele astea de la Dove, șamponul și balsamul ăsta din gama asta aurie. Am avut o experiență tare neplăcută cu niște șampoane, cu un șampon, de fapt, nu niște șampoane, un șampon pe care o să-l vedeți în produsele pe care le-am urât eu cel mai mult anul ăsta. Deci, efect, n-am crezut că pot să detest un șampon atât de tare și un balsam ca ăla, ca alea, dar, mă rog, absolut oribil. Și asta m-a făcut să-mi dau seama cât de mult iubesc eu șamponul și balsamul ăsta. Sunt absolut geniale. Vi le recomand, dacă nu le-ați încercat până acum, încercați-le, pentru că nu îți încarcă părul, îl lasă mătăsos și ușor de descurcat și se usucă ușor și nu îți chinuie părul, nu-ți ia volumul din păr, sunt absolut incredibile. La capitolul corp sau baie sau ce vreți voi, am un gel de duș pe care l-am primit de la cei de la Bodega Verde. Am participat luna asta la un eveniment organizat de Bodega Verde și au fost foarte drăguți și mi-a părut bine să le cunosc pe fetele care au organizat evenimentul ăsta, și am primit și un mini bag din ăla, un goodie bag sau cum vreți voi să-i ziceți, în care era ăsta, gelul ăsta de duș cu violete și un o loțiune pentru corp, dar loțiunea pentru corp am zis că o păstrez pentru voi, pentru că miroase foarte bine și am zis că prefer să o păstrez pentru voi, și gelul ăsta de duș miroase absolut incredibil. Ce îmi place este că are un miros din ăla natural, nu este un miros, nu simți ca fiind un miros artificial, nici nu am nevoie de foarte mult, după cum vedeți m-am consumat cine știe ce. Super, 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 super gelul ăsta de duș. Repet, nu menționez lucrurile astea pentru că le-am primit. Nu de-aia le menționez, pur și simplu chiar mi-au plăcut, nu am fost obligată să le menționez, habar n-aveam ce o să primesc în goodie. Ideea cu Bodega Verde este că ei au lansat o campanie, Frumusețea este în tine,
dacă tot vorbim de Bodega Verde, să vă pun și pe voi în temă, în care poți cumpăra magnetul ăsta. Ăsta este un magnet sau o plăsuță. Și banii din cumpărarea acestor articole se duc către împăduriri în zonele de sud a țării, care zone de sud știți că deja au probleme cu deșertificarea și tind să dispară și să nu se mai poată cultiva nimic acolo, și mi s-a părut o idee foarte interesantă, așa că dacă vă cumpărați ceva de la Bodega Verde, luați și un magnet din ăsta, care este foarte drăguț de altfel, arată chiar foarte bine. Plus că are și un mesaj frumos și optimist. Tot la capitolul baie, am sarea asta de baie. Vă ziceam și în clipul trecut că eu de obicei nu sunt mare amatoare de săruri de baie. Adică mi se pare oarecum inutil să dau banii pe ele în momentul în care știu că și sarea pe care o am în bucătărie face același lucru. Deci chestia asta e doar chestie de marketing. Dar sarea asta miroase super bine și asta este un motiv pentru care s-ar putea să o recumpăr, pentru că miroase foarte bine. Asta este de la Family Care și am primit-o împreună cu produsele de la Himalaya și îmi place super mult cum miroase. În materie de make-up nu am decât 3 produse. Primul ar fi primerul ăsta mineral de la Elf. Este primerul mineral pentru pori. Nu știu ce au pățit cei de la Elf, pentru că eu le-am cerut să-mi trimit, adică am bifat chestia aia cu primerul ăla transparent și mi l-au trimis pe ăsta roz. Whatever. Lucrează și asta funcționează foarte bine. Are o textură extrem de siliconată, îl simți foarte siliconat, dar îți acoperă foarte bine porii. Și trebuie, singura chestie care mă deranjează la el este că trebuie să-l lași puțin să intre în piele și abia după aia să pui fondul de ten, pentru că altfel se amestecă cu fondul de ten și dă și fondului de ten o tendință neast, siliconată, așa, o textură siliconată. Și apropo de setat, mi-am recumpărat pudra HD de la Elf, este pudra lor High Definition, super bună și o folosesc atât pentru a-mi seta machiajul sub ochi, cât și pentru baking, atunci când fac baking și îmi place la nebunie. Al treilea și ultimul produs de make-up este rujul ăsta de la Apocalypse, lip lacquerul ăsta, de fapt, de la Rimmel London Apocalypse, în nuanța Apocalypse. Evident, este rujul meu roșu preferat. Este nuanța mea de roșu preferată. Deci pe cuvânt că nu știu dacă mai am o altă nuanță de roșu care îmi place atât de mult. Are o tendință, are un subton roz, așa, un subton din ăla de fucsia. Te duce cu gândul la fucsia când te uiți la el. Dar este foarte frumos. Și multă lume zice că e mult prea strident, că e mult prea intens, că nu-l poți purta ziua. Eu zic că în perioada asta îl poți purta și ziua dacă vrei. Eu îl port, îmi place la nebunie, l-am purtat în ultimele săptămâni, l-am și acum pe buze și ideea e că rezistă mult pe buze. Și în perioada asta, asociat așa cu sărbătorile, culoarea asta este absolut superbă. Și ultimul produs despre care vorbim astăzi este parfumul pe care l-am purtat toată luna, și anume Burberry Brit. Este absolut genial, miroase absolut incredibil, îmi place la nebunie parfumul ăsta. Este un parfum dulce, eu sunt mai ciudată, de obicei oamenii sau fetele când se încălzește folosesc parfumuri dulci și iarna parfumuri mai tari, eu sunt exact invers. Nu suport că tind de vară parfumuri dulci, sub nicio formă, numai parfumuri din alea tari, cu tentă masculin, alea îmi plac foarte mult pe timp de vară, ei, acum îmi plac astea dulci. Cam astea au fost favoritele mele din luna noiembrie. Eu sper să vă placă clipul ăsta, stați așa că am ceva pentru voi. Aici am un mic giveaway cu tematică, să-i spunem așa. Am decis să pun deoparte niște măști și pentru voi. Pentru că am primit mai multe măști de la colega mea din Coreea. Am primit 3 tipuri de măști și am zis să vă dau și eu câte una din fiecare. Deci asta este masca aia hidratantă de care vă ziceam eu, cu aminoacizi și toate chestiile alea, acid hialuronic și chestii bune. Asta este pentru coșuri. Și asta la fel. Și am pus aici și astea 3 pliculețe de la Himalaya pe care le-am primit de la ei, pentru că eu deja am măștile și scrub-ul, le-am în tub mare, mi le-am cumpărat dinainte să mi le trimite ei și am zis că să vi le dau vouă. Aveți așa 2 utilizări de mască cu nim, scrub cu nim, tot așa 2 utilizări și scrub-ul cu caisă, cu extract de caisă,
tot așa pentru două utilizări. Și mai am un rimel din ăsta, pentru că dacă ați văzut clipurile de pe Snapchat, când mi-a adus măștile, mi-a adus și un tank de rimeluri. Și am zis să vă dau și vouă, dacă tot e în tema cu măștile coreene. Este un rimel foarte bun, mie mi-a plăcut foarte mult rimelul ăsta. Este pentru alungire, însă separă foarte bine genele și se comportă super bine pe gene, la modul că nu se mișcă de acolo până nu îl speli. Deci dacă nu l-ai spălat, nu s-a mișcat de acolo. Este super bun și de-aia am zis să-l pun aici în giveaway-ul ăsta. Așa, pentru giveaway, regulile de la giveaway o să le găsiți pe toate în bara cu descrieri, însă în principiu nu e mare chestie, adică să vă abonați la canalul meu, să dați share la clipul ăsta, chestii de genul ăsta, nimic foarte dificil. Ce trebuie să rețineți este că nu o să țin, nu știu, pe o săptămână, pentru că s-ar putea să mai fac, zic și eu. Așa, și o să le țin deschis giveaway-ul mai puțin timp, nu știu, probabil vreo 2-3 zile. În momentul în care aleg câștigătoarea, o să o pun în bara cu descrieri la clipul ăsta, așa că dacă vreți să vedeți la clipurile mai vechi cine a câștigat giveaway-ul, mergeți și vă uitați în bara cu descrieri. O să anunț și pe pagina de Facebook, bineînțeles, în caz că. Și da! Cam atât pentru astăzi. Eu sper să aveți un decembrie minunat, să aveți parte de o perioadă frumoasă, cu sărbători frumoase, lângă toți cei dragi vouă. Și vă aștept peste 2 zile, adică pe 3, pe data de 3, cu încă un clip. Ciao!